Salutare tuturor! Bine v-am regăsit! În episodul anterior am învățat cum să citim o diagramă pe rânduri și am avut această carte cu 300 de modele de croșetat și am început să citim întâi un model simplu, iar apoi alte modele puțin mai complicate. Am creat special un playlist care conține inclusiv clipul cu simbolurile folosite în croșetat. Odată ce ați aprofundat aceste noțiuni, veți putea trece la pasul următor și anume la citirea schemei. Prin urmare, în acest tutorial o să învățăm să citim o diagramă circulară și voi lua câteva diagrame din această carte. Vom începe cu un model mai ușor, iar apoi vom citi un model puțin mai complicat. Haideți să începem cu acest model simplu, această floricică, eșantionul rezultat îl vedeți în partea stângă, iar aceasta este diagrama. Se va citi din mijloc. Dacă ne uităm cu atenție, vedem 12. Asta înseamnă că, pentru a începe acest model, vom croșeta 12 ochiuri. Acestea sunt ochiurile. Dacă le numărăm, vedem că sunt 12. Și încheiem printr-un punct alunecat cu primul ochi și formăm astfel un cerc. La următorul rând, începem cu un ochi de lanț și apoi 16 piciorușe simple în acest cerc. Acest semn este cel pentru piciorușe simple sau piciorușe scurte. Vom încheia printr-un punct alunecat în primul ochi cu care am început. Începem cel de-al doilea rând, unde avem cifra 2. Cu 3 ochiuri de lanț, acestea țin locul unui picioruș dublu. Iar apoi numărăm 1, 2, 3, 4, alte 4 ochiuri. Ne uităm pe rândul anterior. Sărim ochiul aferent următorului picioruș simplu, adică cel de-al doilea, iar în cel de-al treilea vom face un picioruș dublu. Acest T înalt tăiat de o liniuță este semnul pentru piciorușul dublu. Continuăm. Croșetăm 4 ochiuri de lanț, sărim următorul picioruș simplu de pe rândul anterior, iar în cel de-al treilea, un alt picioruș dublu. Croșetăm 4 ochiuri de lanț, sărim ochiul aferent următorului picioruș simplu de pe rândul anterior și în cel de-al treilea, un alt picioruș dublu. Și așa vom face până la final, când vom avea 8 piciorușe duble despărțite de 4 ochiuri de lanț. Pentru că, repet, ceea ce v-am spus la început, cele 3 ochiuri de lanț țin locul unui picioruș dublu. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe duble, bineînțeles despărțite de 4 ochiuri de lanț. Continuăm cu rândul numărul 3. Și vedem acest punct negru, ceea ce înseamnă că vom face un punct alunecat să ajungem în primul spațiu, adică unde avem cele 4 ochiuri de lanț de pe rândul anterior. Și croșetăm 4 ochiuri de lanț, acestea țin locul unui picioruș triplu, pentru că la acest rând vom avea piciorușe triple. Acest T înalt, tăiat de două liniuțe, este simbolul pentru piciorușul triplu. Exact câte jeteuri dați după croșetă pentru a face piciorușul triplu. Deci, începem cu 4 ochiuri de lanț, care țin locul unui picioruș triplu, iar apoi, în primul spațiu format, vom avea alte 5 piciorușe triple. Să avem în total 6 piciorușe triple. Croșetăm 3 ochiuri de lanț și sărim la următorul spațiu. Spun spațiu pentru că pe rândul anterior avem picioruș dublu, 4 ochiuri de lanț și picioruș dublu și se formează acest spațiu, unde vom croșeta alte 6 piciorușe triple. Apoi, alte 3 ochiuri de lanț, 6 piciorușe triple în următorul spațiu. Și așa vom face până la sfârșitul rândului. Vom avea aceste grupuri formate din 6 piciorușe triple despărțite de 3 ochiuri de lanț. Și vom încheia exact aici cu 3 ochiuri de lanț și un punct alunecat în cel de-al 4-lea ochi cu care am început rândul. Și am ajuns la ultimul rând, rândul numărul 4. Pe rândul anterior am grupurile formate din 6 piciorușe triple, la acest rând vom avea tot 6 piciorușe triple, însă acestea vor fi lucrate împreună. Acesta este semnul atunci când lucrăm împreună, se strâng aici sus toate piciorușele.
Și începem cu 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș triplu, iar apoi următoarele 5 piciorușe triple le prindem sus, adică le lucrăm împreună. Continuăm cu 7 ochiuri de lanț, vedeți și scrie cifra 7, iar apoi pe rândul anterior am cele 3 ochiuri de lanț, iar la acest rând avem piciorul simplu în ochiul din mijloc. Continuăm cu 7 ochiuri de lanț, următorul grup de 6 piciorușe triple, 7 ochiuri de lanț, piciorușul simplu, 7 ochiuri de lanț, cele 6 piciorușe triple și așa repetăm până la sfârșitul rândului, când vom încheia cu 7 ochiuri de lanț și un punct alunecat unde avem acele piciorușe triple strânse la început. Îmi plac foarte mult aceste floricele, cred că la vară o să-mi fac un top pentru că mai jos am schema și mi-arată cum trebuie prinse în lucru. O să luăm un alt model puțin mai complicat. Haideți să luăm acest model, vom citi diagrama tot din mijloc. Avem 6 ochiuri de lanț, unim printr-un punct alunecat cu primul ochi și rezultă un cerculeț. Și începem primul rând al modelului, vom avea un ochi de lanț, iar apoi în acest cerc format vom croșeta 12 piciorușe simple. Începem cel de-al doilea rând. La acest rând vom avea piciorușe duble, acesta este semnul pentru piciorușul dublu și de fiecare dată când avem rând cu piciorușe duble, vom începe cu 3 ochiuri de lanț pentru că acestea țin locul unui picioruș dublu. Și dacă la rândul anterior avem 12 piciorușe simple, la acest rând vom avea 12 piciorușe duble, însă vor fi grupate 2 câte 2 și vor fi despărțite de 4 ochiuri de lanț. Haideți să citim! 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, exact în primul ochi, apoi 4 ochiuri de lanț, în cel de-al doilea ochi facem un picioruș dublu, în cel de-al treilea ochi un alt picioruș dublu, 4 ochiuri de lanț, în următorul ochi picioruș dublu, apoi un alt picioruș dublu, în următorul ochi. Și repetăm așa, 4 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble, atenție, câte un picioruș dublu, într-un ochi, nu două piciorușe duble în același ochi, ne și arată schema. În ochiul aferent piciorușului simplu, facem un picioruș dublu. 4 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble. 4 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble. 4 ochiuri de lanț și terminăm cu un picioruș dublu în ochiul aferent ultimului picioruș simplu de pe rândul anterior și vom face un punct alunecat, acesta este punctul alunecat, în cel de-al treilea ochi, de jos în sus cu care am început rândul și am terminat și cel de-al doilea rând. Începem cel de-al treilea rând. Observăm că la acest rând avem 6 grupuri formate din 4 piciorușe duble, așadar începem cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, iar apoi unde am cele 4 ochiuri de lanț de pe rândul anterior, unde s-a creat acest spațiu, voi face 3 piciorușe duble. Apoi, croșetez 5 ochiuri de lanț, în următorul spațiu alte 4 piciorușe duble. 5 ochiuri de lanț, 4 piciorușe duble în cel de-al treilea spațiu. Și așa vom face până la sfârșitul rândului, vom avea 6 grupuri, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și vom termina cu 5 ochiuri de lanț și un punct alunecat în cel de-al treilea ochi de jos în sus cu care am început. Și continuăm cu rândul numărul 4. Dacă la rândul anterior aveam aceste grupuri formate din 4 piciorușe duble, observăm că la acest rând avem 6 piciorușe duble. Asta înseamnă că, exact așa cum ne arată schema, vom crește în primul și în ultimul ochi. Începem cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, iar apoi tot în primul ochi un picioruș dublu. În următoarele 2 ochiuri câte un picioruș dublu, iar în ochiul aferent celui de-al 4-lea picioruș dublu de pe rândul anterior, voi crește, voi avea 2 piciorușe duble. După care voi croșeta 4 ochiuri de lanț. Pe rândul anterior am cele 5 ochiuri de lanț, iar eu mă voi prinde cu un piciorul simplu în ochiul din mijloc, în cel de-al treilea. Apoi voi croșeta 4 ochiuri de lanț și voi ajunge la cel de-al doilea grup și din nou voi crește în primul și în ultimul ochi. Voi avea 2 piciorușe duble în primul ochi, un picioruș dublu în al doilea, un picioruș dublu în al treilea, iar în al patrulea 2 piciorușe duble. Și așa voi repeta
până la sfârșitul rândului, când voi avea ultimul grup de 6 piciorușe duble, 4 ochiuri de lanț, piciorușul simplu ne prindem în ochiul din mijloc din cele 5 de pe rândul anterior, 4 ochiuri de lanț și un punct alunecat, exact cum am făcut la rândurile anterioare. Continuăm cu rândul numărul 5. Pe rândul anterior am avut cele 6 piciorușe duble. La acest rând vom crește cu 2, vom avea 8 piciorușe duble, însă vom avea 4 piciorușe duble, ochi de lanț, 4 piciorușe duble. Începem să citim. Croșetăm 3 ochiuri de lanț, acestea țin locul unui picioruș dublu, tot în primul ochi, picioruș dublu. În cel de-al doilea ochi, picioruș dublu. În cel de-al treilea ochi, picioruș dublu. Și avem 4 piciorușe duble. Apoi, ochi de lanț, în următoarele 2 ochiuri, câte un picioruș dublu, iar în ultimul ochi vom crește. Vom avea 2 piciorușe duble. După care, croșetăm 4 ochiuri de lanț. Pe rândul anterior am cele 4 ochiuri de lanț. Mă voi prinde undeva aici, în al doilea sau în al treilea sau pur și simplu în acest spațiu și voi face un piciorul simplu, voi croșeta 5 ochiuri de lanț, ne uităm cu atenție unde am următoarele 4 ochiuri de lanț de pe rândul anterior, voi face un piciorul simplu, croșetăm alte 4 ochiuri de lanț și ajungem la următorul grup, unde vom avea în primul ochi 2 piciorușe duble, în al doilea un picioruș dublu, în al treilea un picioruș dublu, ochiul de lanț, apoi un picioruș dublu, un picioruș dublu, 2 piciorușe duble în ultimul ochi. Și repetăm. 4 ochiuri de lanț, piciorul simplu. Ne și arată unde trebuie să ne prindem să facem piciorușul simplu. 5 ochiuri de lanț, piciorul simplu. 4 ochiuri de lanț și ajungem la următorul grup. Și așa facem până la sfârșitul rândului. Avem 4 ochiuri de lanț, piciorul simplu, 5 ochiuri de lanț, piciorul simplu, 2 ochiuri de lanț și acesta este semnul de picioruș mare sau jumătate de picioruș dublu și ne prindem în cel de-al treilea ochi, de jos în sus. Am ajuns la ultimul rând, rândul numărul 6 și ne arată, începem cu un ochi de lanț și un piciorul simplu în primul ochi, apoi croșetăm 4 ochiuri de lanț, eu le-am numărat și am scris cifra 4 și unde avem ochiul de lanț de la primul grup de pe rândul anterior, în acel spațiu vom avea 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț și alte 5 piciorușe duble în același loc. Apoi 4 ochiuri de lanț, piciorul simplu, 5 ochiuri de lanț, piciorul simplu, 5 ochiuri de lanț, piciorul simplu, 4 ochiuri de lanț și ajungem la următorul grup, exact unde avem ochiul de lanț despărțitor, vom face 5 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, 5 piciorușe duble. Și așa o să lucrăm până la sfârșitul rândului. Vom încheia cu 5 ochiuri de lanț, piciorul simplu, 5 ochiuri de lanț și apoi vom face un punct alunecat în ochiul aferent piciorușului simplu cu care am început rândul numărul 6. În această carte avem peste 300 de modele, de la cel mai simplu model până la cel mai complicat, însă odată ce știți simbolurile folosite pentru fiecare punct de croșetat, este imposibil să nu reușiți să dezlușiți aceste scheme. Și vă spun sincer că eu, după ce am învățat să croșetez, am început să mă uit pe Pinterest și nu înțelegeam acele scheme de croșetat sub nicio formă și a trebuit să fac o documentare foarte serioasă, mi-a luat luni bune până când m-am prins cum se citește o schemă. Întâi am început cu schemele pe rânduri, iar apoi am început cu cele circulare, după care am trecut la piese mai complicate, am început să-mi fac rochițe, bluzițe din rozete și așa mai departe. Și sunt sigură că și voi o să reușiți, pentru că acum aveți informația, este sintetizată, o să pun playlist-ul în colțul de sus din dreapta cu absolut tot ce trebuie să știți ca să puteți învăța să citiți aceste scheme.